Igor Kuciuk și soția lui, Diana, sunt copleșiți de durere după moartea unicului lor copil. Părinții Andrei pot accepta cu greu faptul că adolescenta s-a stins din viață la doar 17 ani și își găsesc alinare în amintirile cu ea. Andreea, pasionată de muzica clasică, a fost cu câteva zile înainte să moară la Opera Națională din Chișinău, loc ce avea o semnificație specială pentru ea. Igor Kuciuk spune că muzica clasică o inspira pe fiica lui să-și scrie propriile piese, iar cântărețul i-a dedicat o melodie după ce și-a pierdut unicul copil, Andreea, cu câteva zile în urmă, în noiembrie, la Opera Națională din Chișinău. Dragostea ei față de muzică era extrem de mare. Când se întorcea acasă, spunea: "Tata, muzica clasică este ceva divin." Îmi zicea că muzica clasică o inspiră să compună și să scrie piesele ei proprii. Îngerașul nostru, Andreuța, ne bucurăm zi de zi de evoluția ta cu mama, de creșterea ta frumoasă, dar acum te pomenim și te plângem în durere. Regretăm că nu te mai putem îmbrățișa și vorbi cu tine. Odihnește, Doamne, sufletul noii adormite roabei tale, Andreea, în raiul cu verdeață, alături de cei drepți. Nu ne putem liniști eu și mama ta, Andreea. Fiica lui Igor Kuciuk a fost condusă pe ultimul drum pe 18 noiembrie, în rochie de mireasă. Sute de persoane au venit să-i aducă un ultim omagiu adolescentei și să se roage pentru sufletul ei. Andreea a fost înmormântată la cimitirul central armenesc, iar mamei ei i s-a făcut rău în timpul slujbei. Și Igor Kuciuk s-a abținut cu greu să nu-i zbucnească în lacrimi și cu greu s-a dezlipit de sicriu.